Consiliului Superior al Procurorilor. Creșteți produse fără pesticide pentru că vor avea o mai mare valoare atât în bani cât și din punct de vedere ecologic. Este îndemnul autorităților exprimat astăzi la Conferința Internațională a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Moldova Verde. La eveniment au participat peste 250 de invitați, reprezentanți ai Guvernului, Administrației Publice, parteneri de dezvoltare și antreprenori. Autoritățile promit că întreprinderile mici și mijlocii vor fi susținute de stat pentru a implementa practici prietenoase mediului. Igor Golban și-a început afacerea acum mai bine de 10 ani în satul de baștină Karahasan din Ștefan Vodă. A plantat o livadă de nuci, migdale și cătină albă, iar acum 4 ani a deschis și o linie de producție modernă a uleiurilor stoarse la rece, după ce a obținut câteva credite nerambursabile, inclusiv de la Odim. În prezent, antreprenorul produce 28 de tipuri de uleiuri ecologice. Spune că producția o comercializează cu brio pe piața internă, dar are și vânzări în România și Polonia și vrea în continuare să se extindă și să cucerească noi piețe. Din 2005 ne ocupăm cu producerea și cultivarea produselor ecologice în sisteme în conversie eco. Din 2015 ne-am lansat cu producerea de uleiuri presate la rece, producerea de fulgi de migdale și producția de făină degresată. Uleiuri de migdale, nuci, cătină, struguri, dovleac, in, susan, chimene. Practic, Odim a fost la temelia dezvoltării afacerii noastre. Am beneficiat prin proiectul Pare 1+1. Am beneficiat și la mai multe proiecte ce ține de procurarea utilajelor de procesare. În același timp, tânărul antreprenor Andrei Bâtca spune că a venit la forumul de la Chișinău pentru a afla mai multe despre oportunitățile pe care le oferă Odim în dezvoltarea afacerilor ecologice. Suntem din Chișinău, avem o serie de pepiniere care le-am unit într-un cerc și prestăm servicii nu doar de plantare, de proiectare a pădurilor mixte, în care sunt incluse plante sau arbuști și copaci de 60-70 de specii care împreună formează un ecosistem și împreună supraviețuiesc schimbărilor climatice. Ar fi bine să împădurim, deoarece Moldova are sub 11% de păduri, ceea ce e foarte puțin. Reuniunea de la Chișinău este dedicată procesului de ecologizare a activităților IMM-urilor și pentru alinierea acestora la noile tendințe ale economiei mondiale. Atât oxigenul, cât și ceea ce respirăm, ceea ce bem, ceea ce servim, mâncăm, totul este infectat, totul este din cauza că, deci, otrăvirile, pesticidele, în principiu, au intoxicat cu totul aerul, apa și pământul. Dezvoltarea a unor sectoare economice bazate pe domeniul ecologic curat, fără pesticide, fără otrăvuri, aceasta ar majora valoarea adăugată în produsul intern brut, din punct de vedere social, din punct de vedere ecologic. O economie verde înseamnă politici și investiții care vor decupla creșterea economică, de creșterea consumului curent intensiv de materie primă și energie. O economie verde poate fi gândită ca o economie cu emisii reduse pentru utilizarea eficientă și durabilă a resurselor și asigurarea incluziunii sociale. Implementarea practicilor prietenoase mediului se regăsesc și în programul de ecologizare al IMM-urilor aprobat miercuri de guvern. Este un scop nobil, important, absolut necesar, inclusiv pentru copiii noștri, cum noi lăsăm țara lor, resurse care sunt limitate. Dar are și mai multe elemente și noi dezvoltăm un sistem întreg. Aici vorbim și de certificare. Fără certificare, noi nu putem să vorbim despre promovare pe piața internațională. În cadrul evenimentului, câteva zeci de producători din industria textilă